Povestește-mi un episod cu Mircea Rănic din sezonul 2006-2007, când ați luat titlu. Un episod din vestiar, hai să spunem, tensionat, în care simțeați că se pot duce lucrurile într-o zonă dificilă. Și a redresat corabia, să zic așa. Un episod... Ce îmi vine acum în minte? Ce îți vine în minte? Nu? Știu că aveam un atac foarte tare. Niculescu, Dănciulescu, Ganea și Bratu. Așa. Din cei patru, jucau doar doi. Exact, să stea doi. Și ofticoși toți. Da, îți dai seama că toată lumea vrea să joace. Normal. Făcuse un sistem de rotație. Da. Și îți dai seama că te rota, toată lumea venea, domnule, dar pe mine de ce? Rota nu știu cum. E că tot stătea unul. Știa cum să vorbească cu fiecare în parte și să nu iasă scandal. Și atunci când intrau, dădeau randament maxim, pentru că vrei să te mai bage și a doua oară, adică sistemul ăsta de rotație să meargă, nu te schimba de două ori și pe aceea mai de randament, nu poți să te mai bagi, bag pe ăștia care dau goluri. Da. Și toți dădeau goluri pe bandă rulantă. Cine era cel mai dificil de strunit așa de Rănic? Ganea cumva? Ganea era, nu știu, nu era greu de strunit, adică intra în vestiar, parcă erai gata, erai la încălzire, ți-era frică. Serios? Să zică ceva. Așa da? Mult respect impunea Ganea? Foarte mult respect. Foarte mult și nu... Și pentru nebunia asta lui, agresivitatea lui, sau pentru ce înseamnă CV? Tot ce înseamnă CV și cum se comporta, cum se implica. Era dur cu colegii așa? Da, nu ținea cont. La antrenament venea și sărea în aer dacă te prindea. Erau alte vremuri atunci. Nu știu. Ai avut vreun clinch cu el, mă refer, nu verbal, ci strict la antrenament? Să intre foarte tare sau să intri tu la el? Se băgau multe, erau multe clinciuri atunci, pentru înțeleg că trebuia să demonstrezi. Înțeleg că permitea multe cu el, tot îl lua la mișto, așa și... Dar înțeleg că era o simpatie reciprocă, că îi permitea Ganea glume. Da, într-adevăr, își permiteau glume între ei, dar mulți dintre noi nu prea încercam să facem glume, că nu știam cum... Cum reacționează, nu? Da, pentru că era un tip foarte profesionist și noi fiind mai mici, era greu să mă duc eu să fac o glumă cu Ganea. Dar uite că Paul Hacă își permitea, de unde? Da, era o fire mai așa, mai deschisă, mai, nu știu, mai sociabilă, să își permitea multe. Adică se făcea plăcut. Da. Prin glume, prin râsul lui, prin, nu știu, prin comportamentul lui. Care era cel mai amuzant coleg al vostru din sezonul ăla de seară? Tocmai ce am vorbit despre el, da. Erai supărat, veneai după o zi care nu ți-a ieșit exact cum, sau un antrenament, nu ți-a ieșit ceva, îl auzeai din spate. Râs, râdea de tine, te bindispunea. Da. Am avut multe chestii de astea la antrenament. Foarte Dar permitea multe. Și Rănic, permitea atmosfera asta de glume? Că știu că e cu disciplina fanatic, Rănic. E, dar la o echipă nu poți să-i ții numai din disciplină în disciplină. Trebuie să le lași și puțină libertate. Adică trebuie să combini să le combini puțin. Dacă stai numai pe disciplină, te duci ca la armată. Stai, să faci patul la săftică, te trezești, pui perna drept în fața ușii și ai la antrenament. Nu merge așa. O echipă trebuie să știi, trebuie să ai stofă de antrenor. Glumea și Rănic cu voi? Că știu că el are replici așa. Da, cum să nu. Vă mai lua la mișto? Îți dai seama. Ți-aduce aminte un episod în care a luat pe cineva la mișto în mod special? Sincer, nu mi-aduc aminte, dar știu că făcea glume, adică îți permiteai și cu dumneavoastră să poți să vorbești liber. Adică nu era genul de antrenor care ți-era frică să ai o conversație cu dumnealui. Puteai să vorbești cam orice. Adică aveai nevoie de ceva, te duceai și îi spuneai și te înțelegea.